Bună dimineața, bună ziua sau bună seara, după caz, pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună următoarea povestire din cartea Grasă și Proastă a regretatei Rodica Ojoc Brașoveanu. Povestirea se numește Al doilea testament. Doresc să vă mulțumesc că sunteți alături de mine și să vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi sigur că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire eventual un like, un share dacă v-a plăcut și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc și să vă răspund la comentarii. Acestea fiind spuse, să începem. Era suficient să vezi biroul avocatului Iunian ca să-ți dai seama cu ce fel de persoană ai de-a face, ascendentă și cotă. Un tablou mamut de epocă amintea de bunicul, fost președinte de tribunal, tot lui ei aparținuseră și doctrinarii științelor juridice din bibliotecă, tipăriți pe foiță de țigare și legați în piele, iar mobila masivă evoca aceleași timpuri. Felul în care era întreținută și setul de canapea, fotolii din pielea cea mai fină, certificau o continuitate fără accidente în prosperitatea firmei. Grigore Iunian, el însuși, prezenta toate datele marelui maestru. Era elegant, cu glas răsunător, bine pozat și o strivitoare siguranță de sine. Toate acestea Ioana Manta le cuprinse dintr-o privire, o privire neagră căruia nu-i scapă nimic, cu aceiași ochi, dar altă privire îi ținea vis-a-vis -vis din celălalt fotoliu, frate sau Tudor. La rândul său, avocatului nu-i scăpă aerul inconfundabil al occidentalului înlesnit emanat de cei doi frați, degajarea, dar în subteran, chestie de nuanțe, o anumită fervoare ca o febră bine stăpânită versat, voiajat, deci nu străind de fauna vestului, adevărată șaradă pentru cei mai mulți răsăriteni, incapabil să deosebească un comerciant modest de un înalt funcționar public, Iunian aprecie că frații Manu merită trecuți în agendă. Îi evalua cam la 15 20000 de dolari maximul de onorar ce l-ar putea obține de la ei. Tuși dregându-și glasul, nu pentru că ar fi simțit nevoia, ci din simplă deformație profesională, atenție, îmi încep numărul, așa cum procedează sportivii ridicând brațul când își dau drumul pe pârtie. Am studiat problema dumneavoastră și răsfoi mecanic un dosar subțirel. Să recapitulăm. Ați părăsit amândoi România în anul 1972. Ioana confirmă exact. Eram încă elev de școală primară. Frate său Tudor ținut să sublinieze. Am plecat legal împreună cu părinții. Iunian își ridică privirea peste ochelari înguști. Am reținut, dar în speță aspectul nu reprezintă niciun fel de relevanță. Deci, Defunctul Grigore Manta, fără descendenți direct, era fratele tatălui dumneavoastră. Tudor se adânci în fotoliu ridicându-și piciorul peste celălalt. Era suplu ca și soră să amândoi ochioși, eleganți și deciși să nu piardă. E de notorietate maestre, n-a vrut copii, de asta a și despărțit de ambele neveste, adică ele l-au lăsat. Ioana îi îndreptă o privire întunecată, pe care avocatul se prefăcu că nu o observă. În schimb, traduse. Este un amănunt de care eu personal n-aș face caz, spuse ca întreagăt în genere. Spiritul de familie lipsește celor pe care nu interesează perpetuarea numelui, a neamului. N-a vrut cum verșunare copii, în schimb, se dă în vânt după nepoți. Nu sună prea convingător. Discută minutil, -mi opină Ioana, faptul cert, suntem singurii lui moștenitor legal. Iunian își dezmierdă cu un gest caracteristic părul de pe tâmplă. Îmi pare rău pentru dumneavoastră, dar e o calitate de care nu vă puteți prevala. Există un moștenitor testamentar, recte doamna Viorica Petrescu. Nu poate fi ceva serios, observă Tudor nonșalant. Ar fi absurd, săralie soră sa, ca averea familiei să revină unei intruse. Iuniana păsă, averea defunctului Grigore Manta. Ba întregii familii, domnul avocat, se sufocă Ioana. Știți foarte bine cum se emigra pe vremea lui Ceaușescu cu câteva zeci de kilograme de persoană și verigheta. Orice lucru și ormai era considerat obiect de patrimoniu. Bineînțeles că în condițiile astea lăsai totul la rude. Și așa s-a concentrat toată averea în mâinile unchiului Grigore. Sormea are dreptate. Nu știu cum a ignorat bătrânul acest aspect când și-a făcut testamentul. Mi se pare cumplit de nedrept. Avocatul ridică din numeri masiv și deschise brațele de parcă ar fi vrut să îi îmbrățișeze. Dragii mei de cujus în speță, Grigore Manta avea dreptul absolut de a dispune liber de averea lui și a dispus în favoarea doamnei Petrescu, care l-a îngrijit în ultimii 15 ani de viață, cu aplicație și devotament, după cum precizează testamentul. Un pariu ca trăi cu răposatul, spuse Tudor. Situațiile astea sunt clasice. Avocatul respinse dând din mână, încă un amănunt lipsit de relevanță. Nu sunt de părerea dumneavoastră, declară Ioana. Și oricum, nu putem lăsa lucrurile așa, pornim procesul. Aici nu-i vorba de câteva milioane acolo, sunt case prăvăli pământ aur, o avuție de generații. Iunian închise dosarul. Aveți drept de decizie, dar vă avertizez că procesul poate dura ani de zile. Și nu-i sigur că veți avea câștig de cauză. Tudor se răsuci spre Ioana, parcă cerându-i avizul, apoi se adresa avocatului. Am putea dovedi că nu mai era întreg, în fond. Am murit la peste 90 de ani, cu o senilitate bine instalată, e clar, pentru oricine. Adevărat că a decedat la 91 de ani, surese Iunian. Dar testamentul a fost redactat cu 10 ani în urmă, la 17 martie 1988. Grigore se zice, ce mie 80, ce mie 90, tot ai ajuns să dai bună ziua prin tramvaie. Privirea neagră a Ioanei se concentră, 10 ani, nu se pare cam mult. Ce vrei să spui, întrebă Tudor? De obicei, bătrânii își revăd testamentele, contează cel cu data cea mai apropiată de momentul decesului. Absolut exact, certifică avocatul, dar mai există vreun testament? Ioana clătină din cap, un surâs nesigur îi tremura pe obraz. Există o mătușă bătrână, verișoara tatei și a lui Na Grigore, tanti Eleonora. Ea trebuie să știe ceva. Avocatul Ionian se ridică concediindu-i. Pentru liniștea dumneavoastră e bine să i epuizați toate posibilitățile. Luați totuși legătură cu doamna Petrescu în materie de succesiune, calea înțelegerii amiabile s-a dovedit, nu odată, mai eficientă și mai puțin costisitoare decât cea a tribunalului. Eu sunt gata să intermediez. Ok, oamenii străluceau provocator și dacă totuși mai există un testament? Dacă vă ieși favorabil, nu îmi rămâne decât să vă felicit. Viorica Petrescu neteza mecanic covorul plușat care acoperea masa. Mâna muncită cu unghiile retezate scurt explica fără necesar de cuvinte curățenia din casă devenită manie. Totul strălucea, mai ales vitrina cu beculeț pus la șmecherie. Perdelele și, în general, hectarele de broderie care inundau sufrageria erau spumă de ou, iar pe parchetul oglindă putea așterne masa. Dincolo de pedanterie, însă Ioana Manta citea o dragoste pătimașă pentru fie ce lucrușor, un simț de proprietate specific ce putea transforma orice accident de gospodărie, spartul ei de pildă, într-o dramă. Dacă și mai și aparținea setului de vitrină, devenea o tragedie. Nu o să se lase ușor, conchise, și surusul ironic cu care inventaria se agonisa la femei, deveni îngrijorat. Tudor, cu un nas mai puțin fin, zâmbea mecanic. De fapt, se plictisea, iar femeiușca asta cu figură de pasăre îl făcea să caște. Lălăia monoton, dând impresia că vorbește la fel cum lucrează cu iglița, o renșir, fără virgule, fără punct și de la capăt. O topică, trase concluzia. Total redusă, pierdem timpul de pomană, problema se rezolvă la tribunal. Eu nu știu cum a fost legea pe vremea lui Ceaușescu. De ce să zic că știu dacă nu știu? Declara pe tânul de femeie cum se cade, care se și crede ca atare. Atâta doar că domn Grigore n-a pomenit niciodată că ar fi intrat în averea neamurilor. N-am părând cap de câte ori mi-a zis. Sunt un ins liber de orice obligație. Nu știu dacă or fi mulți ca mine în lumea asta. Permiteți-mi să vă explic, întrerupse Ioana. Familia noastră a fost poliată de legile strâmbene drepte ale regimului comunist. Odată cu prăbușirea sistemului este firesc, nu-i așa, să se treacă la reparații. Poate că nu ești îndeajuns de clară, intervenit Tudor, temându-se ca femeia nu înțelege limbajul prea spălat al sorăsii. Petrească nu-l o în seamă. Ce reparație, doamnă, eu atâta știu, că 15 ani l-am îngrijit pe roposatul ca pe copilul meu. I-am spălat, i-am dereticat, i-am gătit, i-am chemat doctor. Bașca și apucă ultimul deget al numerării. Că le aveam și eu palemele, mele, înture, bărbat, trei copii. am din schimbul de noapte și din tăi la domn Grigore, dădeam bună ziua să văd zi, de nu-i lipsește un temirce. Foarte frumos din partea dumneavoastră, aprecie Tudor convențional. Păi nu, și aici început să turuie ca una căreia i-a venit apa la moară. Că în 15 ani de când îl știu eu, răposatul n-a primit niciodată să zic măcar o felicitare de la un la mulți ani de la neamurile din Canada. Alții primeau medicamente, pachete de lux, bani. Am văzut și eu pe la lume. Iona schiță un gest, dar femeia nu se lăsă întreruptă, continuând din ce în ce mai montată și fără a-și lăsa timp să-și înghită saliva. Și vorba aia, colivatul eu i-am făcut-o. Tot eu i-am ținut lumânarea, tot eu i-am adus popa de a citi stâlpii. Nu l-am dus la groapă capă grivei. A văzut toată strada. Tudor încerca să o domolească, adresându-i un surâs irezistibil. Nimeni nu a contestat calitatea serviciilor dumneavoastră, coniță. Și eu și sora mea apreciem extraordinar tot ce ați făcut. Topică, impermeabilă la fițe, de din umeri, continuând să netezească mașina al covorul. Trebuie să înțelegeți însă, continuă Tudor, că familia are drepturile ei peste care nu puteți trece. Or fi, că multe mai sunt pe lumea asta, dar eu îmi știu dreptul meu. Răposatul mi-a scris mie toată averea. Sperăm, spuse Ioana cu glasul răgușit de enervare, abia stăpânită, să nu ajungem la tribunal, să ne înțelegem totuși ca între oameni cum se cade. Ba să ajungem, se încontră Viorica Petrescu. De ce să ne ajungem? Că și tribunalul tot pentru oameni e. Doamne, cum au trecut ani, 25, n-aș fi zis. Bătrâna Eleonora Manta clânțenea toată de emoție proteza prea, prea largă, inelele din degetele slăbite, mărgelele negre dispuse între rânduri, restul de obraj rămas sub pielea creponată. Parcă-i un platou cu gelatină, gândit Tudor în vreme ce Ioana, rotându-și ochii prin casă, concentră. Bătrânețe, șpițerie, miros de pipi și amintiri. Erați niște prichindei când ați plecat, urmă cu glas onora. Eleonora. Dacă vă întâlneam pe stradă, nu vă cunoșteam. Acum, dacă mă ui mai bine, vă recunosc. V-ați izbit amândoi neamul nostru. Frumos din partea voastră că ați venit la mormântarea lui Grigore. Vă mai vedeați? Se interesă Ioana pe ton de conversație. Nu, fetița mea râse bătrâna. Când ajungi la o vârstă greu, te mai urnești la drum. Și nici nu stăteam colea unul față cu celălalt. Tre sări îndreptându-și ochii spre pendulă. Cât să fie ceasul? A, mai e vreme. Ne mai telefonam de sărbători și câteodată așa să ne mai întrebăm de sănătate. Dacă au ajuns la sănătate, bătrânii nu mai pot fi opriți. Așa că tu doar se grăbi să întrebe. Știi ceva de Viorica Petrescu, femeia asta care se pare că l-a îngrijit? Bătrâna își ridică privirea. Alternativ, când capul, când mâinile îi se mișcau continuu. Din cauza concentrării, ținea gura permanent deschisă. I se părea că așa aude mai bine de parcă pe acolo ar fi fost receptate și nu emise sunetele. N-am văzut-o niciodată, doar la telefon ce am vorbit. Știu că Grigore era foarte mulțumit de ea, o lăuda mereu că e o gospodină de mâna întâi. Lui îi plăcea să mănânce bine săracul, că nu îi lipsește nimic. Fata lui să fi fost așa zicea și nu l-ar fi îngrijit mai bine. Acum și voi, mă, de o carte poștală putea să vă îndurați. Barem ba, la Crăciun! Tudor își lipi palme la rugăciune, cât de mult și-ar fi dorit să fie înțeles. Tantie Leonoro, de nu ți-am scris nici dumitale, nu voiam să vă facem probleme. Am trăit și noi vremurile astea, știam ce și canați de securitate sunteți voi ăștia cu rude în Occident. De, răspunse bătrâna nu prea convinsă, voi știți mai bine, cât să fie ceasul. Ioana își reprimă un gest de iritare. Ți-a pomenit vreodată de testamentul lui? Nu! Făcu hotărâ bătrâna și se retrase ca dinaintea unui păianjen. Și nici nu l-am întrebat. Astea sunt chestiuni delicate, totuși. Cum să vă spun adică? Nu pot să vă spun cu cuvintele lui, dar... Era de la sine înțeles că lasă întreaga avere doamnei Petrescu. Tudor paru că reflectează adânc. Bătrânii sunt de obicei prudenți. Ești sigură că nu ți-a lăsat vreo copie? Nu mi-a lăsat nimic. Așa ceva se ține minte. Și cum era să-mi lase? Ultima oară ne-am găsit întâmplător pe calea Victoriei acum mai bine de 40 de ani. mi amintesc bine pentru că murise Stalin și de bucurie ne-am cinstit cu câte o halbă la carul cu bere. Dacă cât o fi ceasul? A, până la două mai e. Ne-ai înnebunit cu ceasul, exclamă Ioana. Ai vreo treabă? Nu, drăguță, am program de la doctor, uite. Din sticluța asta trebuie să iau la ceas exact, fără abatere, altfel fac stop cardiac. Trebuie să țin o disciplină strașnică, chiar așa mi-a zis medicul Coana Eleonora, cu o disciplină strictă, sar din suta de ani. Mare scof, a Ioana pentru ea. Hai, tanti, să căutăm totuși, că încercarea moarte n-are. Ce să căutăm? Un eventual testament. Unde ți dumneata hârtiile mai importante? Actele? Bătrâna refuză să câită. Dacă eu spui că nu există, înseamnă că așa e. La ce să mai răvășesc eu casa de pomană? Voi credeți că m-am însclerozat treaba voastră? Iertați-mă un minut. Se ridică brus și se precipită spre ușă, târșindu-și papucii cât putea de repede. Ioana rânji în urma ei. Pârdalnic de vei zică, norocul nostru, repede, Tudore, caută în scrin și în frigider, mulți își congelează comorile, își închipuie că nu există tainiță mai deșteaptă. Băboiul poate să intre din clipă în clipă, spuse Tudor, trăgând nervos de sertare. Fii liniștit, moșnegeau veceu lung, constip, pas de profezie și câte o pereche de ochelari în baie. Hai să ne ocupăm urgent de pendulă. Pus o pereche de mânuși și deschise ușa de sticlă. Reflectă o secundă, apoi roti minutarul dându-l înainte cu o oră. Două fără trei minute. Am găsit!" exclamă Tudor, scoțând din scrin un dosar jerpelit legat cu un șnur verde. Aici își ține actele!" Scârțitul ușii întrerupse, bătrâna se îndrepta spre jilțul ei, ținându-se de șale. Iertați-mă, beteșugurile anilor celor mulți! Ce mai râdeam de ele când eram tânără și uite că m-au ajuns și pe mine! Cât să fie ceasul, vai de mine, i trecut de două, cum de n-am băgat de seamă! Medicamentul!" Se repezi spre noptieră unde așteptau la îndemână paharul cu apă, lingura, sticluța albastră cu licuare, în fine, bucățica de zahăr pe care o îndesă între proteză și căptușa la obrazul lui fleșcăit. Cei doi urmăreau cu silă întreaga operațiune, cum liorbăie, cum înghite poțiunea ca pe un elixir, ca de frica morții. Păi, tanti, noi ne cam ducem, că s-a făcut târziu, vorbim la telefon. Da, da, duceți-vă, spuse bătrâna, abia așteptând să-i vadă plecați. Mă loc cu somnul, nu vă mai conduc. Tudor înainte câțiva pași comentă stupefiat. Extraordinar, și a dormit ca să se asigure Ioana atinse umărul Eleonorei Manta. Așteptă lipsa de reacție și răsuflă ușurată, doar medusă. Tudor scoase un plic din haină și îl strecură cu mâini febrile printre hârtiile Eleonorei, după care puse la loc dosarul sub un malder de bulendre, de fapt straiul de comandă al bătrânei, închise sertarul și grăbi să-și ia locul pe canapea. Ioana respira adânc. Alea jacta est. Acum totul este să țină plastografia. O să țină în avea grijă testamentul face față oricărei expertize grafologice. Luciano e un as. Ce mama dracului a păcălit el un scot la iard întreg? În schimb, tu l-ai păcălit anul trecut în afacerea cu aurul și italienii nu prea uită. Mă cam ține o grijă. Fii serioasă, l-am plătit și-a uitat totul, altfel nu mă servea. Pe urmă, uită-te la marfă, e Așa e, ai dreptate, făcu Ioana cu gândul în altă parte. Nu trebuie să observe că a luat medicamentul cu o oră înainte că s-a umblat la ceas deschise din nou pendula și restabili ora reală. În locul bătrânei zăpăcite de emoție, Doamne, de când nu mai avusese atâția oaspeți, ceaiul, era ora 5, îl servi Viorica Petrescu. Deși pentru prima oară în casa Eleonorei se descurca perfect, găsea ceea ce îi trebuie fără să întrebe, se mișca ușor, cu siguranță de gazdă. De la prima privire realizai că este o femeie capabilă pe care dacă se întâmpla să fiți în aceeași echipă te puteai bizui. Tudor care nu mai băuse ceai de când purta șpilhozen și berete marinar, se uita îngrețoșat la zeama ruginie din ceașcă, tot cu greață înregistra și vocea mieroasă susur perfid de șarpea petrescăi. Cum vă mai simțiți, doamna Eleonora?" bătrâna ai suruse recunoscătoare. Mulțumesc de, de, întrebare, drăguță." Bi, 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 binișorel. Am scăpat ca prin minune, explica avocatul Iunian, care părea să prezideze asistența cu degetul gros proptit în la vestei, într-o atitudine caracteristică. Mă bucur? De fapt, am avut un mic atac, urmă cu voluptatea și însățietatea bătrânilor când vorbesc despre propriile lor boli. Emoțiile astea nu mai sunt pentru mine, se poate muri și de bucurie. Gândește-te, dumneata, mi-am revăzut nepoții după o despărțire de 25 de ani. Da, cât o fi ceasul? Ioana a intervenit pe un ton de mare doamnă, silită de împrejurări să se adreseze unor plebei. N-aș vrea să fiu antipatică, dar mi-ar plăcea să știu ce caracter are întâlnirea aceasta. Nu-i reuniune de familie, nu aduce nici oficial? Ce importanță are o temperă, frate sau? Ne-am întâlnit și gata. Viorica Petrescu și ocupă cu dezvoltură locul la masă. Era proaspăt cu afată și fixativul ieftin mirosea de la câțiva pași. Cu caracteristic în lipsa învelitorii, început să netezească blatul mesei. Am vorbit și cu două avocat. E dreptul meu să ați la deschiderea testamentului ăsta noul. Ioana declară cu nasul în vânt. Am promis că vom fi generoși și nu ne luăm cuvântul înapoi. Avocatul lui Nian tuși încurcat, schimbându-și poziția în fotoliu. În păcate, este vorba de cu totul altceva. Doamna Petrescu se îndoiește de autenticitatea documentului descoperit la mătușa dumneavoastră. Presupun că doamna este expertă în materie, observă Ioana cu sarcasm. Petresca replică înțepată. Da, nici de la împins vagoane nu vin. Vă rog, interveni Iunian, suntem aici ca să ne înțelegem. Nu uitați că sunteți avocatul nostru, apăsă Ioana. Exact în interesul dumneavoastră mă aflu aici la deschidere. Gongul pendulei băturar de trei ori întrerupându-l. Iunian își privine dumerit ceasul și ridică din umeri. Bătrâna se grăbi să explice. Nu vă luați după bombănitul dumnea ei și arătă spre pendulă. Să a zăpăci de cap. Asta de la ieri de când ați fost la minetul și cu Tudor. Oră o arătă bine, doar că bate iure. Viorica Petrescu nu se lăsa bătută de la ale ei. Pui gâtul, testamentul ăsta nou e fals. Domnul Grigore nesocotea familia lui adevărată, ținea la copii și vrea să le facă un rost. Despre neamurile din Canada mi și rușine să spui ce zicea crocodili renegați, tot insulte din ăștia. Dar așa era răposatul, se exprima așa, la o adică fără pardon. Nu v-am balat o domnului Iunian, să vedem întâi testamentul. Femeia schiță un vânt puturos. Parcă cine se uite la falsurile lor. Se găsi testamentul la țanc, acilea ta, mancă dumnealor din cel capăt de lume. Se brodi ca la bobi. Eleonora scânci. Vă rog, nu voi enervați, îmi transmiteți. Cât o fi ceasul m rău atacul ăsta din urmă? Lasă acum atacul tanti făcut Tudor nerăbdător. Dă-ne testamentul! Ți-e ușor să vorbești, voi ați plecat și habar n-ați avut. Ioana replică ofensată. Și ne scos pe noi vinovați. Când am plecat, era bine sănătoasă, luase și doctoria și ți se făcuse somn. Era normal să plecăm. Păi dacă așa mi-a zis medicul să iau siropul la două și după aia să mă bag neapărat în pat. Erau ceasurile două? Erau. Uitați testamentul, cum o fi ajuns ăsta aici, Dumnezeu știe. Drept e că nici era de minte nu mă mai rezeamă. Avocatul Ionian verifică plicul intact, apoi cu acordul asistenței îl desigilă. Da, început regându-și vocea. Avem de-a face cu un testament holograf întocmit la București pe data de 22 februarie 1998, adică acum 5 luni. În mod clar, ultimul și cel mai recent, sublinie grasioană cu pleonas! Iulian a oprit ridicând un deget. Vă rog! Deci, eu, subsemnatul Manta Grigore, domiciliat în București și așa mai departe, nesili de nimeni și aflat în deplinătatea facultăților mele fizice și mentale, dispun prin prezentul testament ca întregul meu patrimoniu să revină unicilor mei nepoți, Tudor Manta și Ioana Manta, stabiliți actualmente în Canada, orașul Toronto, etc. În afara considerentelor de familie, înțeleg să realizez astfel un legitim act de reparație față de rudele mele spoliate de legile strâmbe comuniste în vigoare la data plecărilor din țară. Urmează data, semnătura și inventarul bunurilor testate. Viorica Petrescu izbucni și mie, la copiii mei, niciun capă de ață? Ioana își relu aerul de grand dam, nobilă și distinsă. A socotit probabil că s-a achitat din viață de obligații. Noi nu știm ce ați primit de la el. Oricum, fratele meu și cu mine ne-am gândit să vă oferim o compensație onorabilă pentru eforturile depuse. Dar despre asta o să mai discutăm. Petrasca s-a plecat peste masă, atingându-o cu resuflare. La tribunal! Să vedem ce or zice de falsul ăsta! Să ne judecăm! Fu de acord Tudor, bine dispus. Nu avem ce pierde! Foarte bine să ne lămurim cum devine de unde s-a ivit falsul, cum de doamna ne poată știa pe de-a rostul cuvintele din testament spoliat, reparații, leși strâmbe comuniste!" și își astâmpără un zâmbet, prefăcându-se interesat de portretele agățate pe pereți. Viorica Petrescu continuă și mai înverșunat. Pormă! Cum de ajuns testamentul la coana Eleonora? Acum să mă ierte dumneai că-i dă față, dar răposatul din găină bătrână și proastă în scotea. E cum se cade, așa zicea, dar fără minte și nefolositoare ca o ciubotă desperechiată. Și uneia ca dumnea ei vrei să-mi spui mie că i-a dat testamentul la păstrare. Eleonora Manta se minună. N-aș fi zis că Grigore poate fi atât de răutăcios. Îl țin minte de când umblam costumași tirolesc din piele de drac. Era un băiețel foarte ascultător, și spăla singur urechile fără să-i spună nimeni. Treaba voastră de nebuni, spuse fără adresă Viorica Petrescu, strângându-și janta și inevitabila sacoșă de plastic ilustrată. Ne vedem la tribunal! Și iartă-mă cu o mare de vorbă proastă, eu n-am făcut decât să limitez pe domn Grigore. Drum bun și cale bătută, râse în urma ei Tudor. Ioana știinse nervoasă țigara și aranjă o pernă sub capul bătrânei care începuse să moțe. Foarte bine să decidă tribunalul. Hmm, declară Iunian enigmatic. În locul dumneavoastră, eu aș mai reflecta. Ce vreți să spuneți? Că avem categoric de a face cu un fals, în consecință un act lovit de nulitate. Mai adaug că, în materie de fals, există sancțiuni severe. Cum puteți fi atât de sigur în absența unei expertize? Iunian scoase ochelari din nătui, ca și cum ar fi avut de gând să-i folosească, dar rămase cu ei în mână gesticul în larg. Domnule Manta, de-a lungul unei cariere de peste 30 de ani, am constatat că cea mai frecventă greșeală a subiecților unui delict, ca să nu-i spun infractori, este aceea de a-și subestima adversarul. Concret, ceru Ioana, adică de ai crede mai proști pe alții, în speță Viorica Petrescu este fără îndoială o femeie simplă cu regretabile minusuri în educație, dar nici pe departe o negioabă. Observațiile ei vis a -vis de identitatea termenilor folosiți de dumneavoastră cu acelora din testament izbește până la concludent sunt termeni intrați în uzul general după 1990. Nu zic nu, dar într-un conflict acest leit pune pe gânduri. Pe de altă parte, dacă eram anchetator, m-aș fi întrebat ce s-a întâmplat cu pendula. Convingerea mea este că dumneavoastră ați deranjat-o având nevoie de un aranjament de timp. Pendula a fost inițial dată înainte, apoi într-un răstim foarte scurt corectată. Dar, zâmbi, ați făcut greșeala să vă ocupați doar de ace, nu și de gong. De aici discrepanța dintre ora 5 de pe cadran și numărul bătăilor doar 3. Repet, un anchetator ar medita și ar specula mult pe această temă. Vă scuzați, maestre, râse Tudor, dar acum speculați dumneavoastră. Nu cu chițibușuri din astea desfințezi un document. Avocatul Ionian își puse ochelarii pe nas, se apropie de fereastră și ridică testamentul în aer. Nici cu asta, după cum puteți remarca, autorul a folosit o foaie de hârtie specială cu filigran. Priviți-o în zare și încercați să descifrați în scrisul transparent din interior. Frații Manta se apropiară crispați. Da, se vedea bine de tot. Pe întreaga pagină, rând la rând, repetându-se de zeci de ori, se putea citi o dată. Mei 1998. Nu pricep șoptitul ce e asta? Data de fabricație a hârtiei respective, procedeul e folosit frecvent în vest din diverse rațiuni. Consternată, Ioana își duse mâna la gât. În cazul nostru înseamnă că falsul este cutremurător de fals, surse Iunian. Fiți puțin atent. Grigore Manta a decedat în aprilie 98, iar de testamentul de față a fost redactat, semnat și datat cu o lună înainte de deces, recte în martie 98. Pe de altă parte, hârtia filigram mărturisește altă dată, mai 1998. Cum s-ar spune, a fost folosită înainte de a fi fost fabricată și mai clar, Răposatul a lăsat averea lui la unul lună după ce murise. Bizar, nu? Trebuie să fie o greșeală, se bâlbâi Tudor. Intenționată, domnule Manta. Plastograful va jucat un ring dintre cele mai perfide. Să certifici și în același timp să infirm categoric pe același document unul din elementele sale esențiale, așa cum este data, mai ales la un testament, e o performanță. Știa sigur că trucul nu va trece de expertiză. Canalia de Luciano, gândi Ioana cu privirea țintită în gol. Ne-a plătit polița cu vârf și îndesat. Tudor s-a agăță de mâne ca avocatului care și închidea mapa. Ce părere aveți, maestre? Mai putem face ceva?" Bagajul!" rânji Iunian. De la Petrească nu obțineți nici măcar un bilet de metrou." Doamnă, domnule, o mele!" Scârțitul și o trezi pe bătrână din moțeală. A, tot aici erați! Nu pot să-mi explic în ruptul capului cum de Grigore folosea termeni atât de vulgari. Găină bătrână!" Ce păcat! Era adorabil în costumașul lui Tirolez și să dădea în vânt după perteaua de piersici. Eu o găsesc fadă. Aici se termină povestirea. Al doilea testament, sper că v-a plăcut. Este o povestire chiar foarte simpatică. Dacă sunteți în alături de mine, până la final, o să am rugămintea să lăsați eventual un like, un comentariu și să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o. Vă doresc în continuare o zi sau o seară minunată, și până data viitoare să ne auzim cu bine! La revedere!